Pentru cei pasionați de zbor. Sâmbătă 3 septembrie cu toții ne vom bucura din nou de cel mai impresionant spectacol aviatic din România, a 12-a ediție Bucharest International Air Show, pe scurt Bias, va avea loc la Roma Aerobăneasa, unde spectatorii vor putea urmări în acțiune maestri ai zborului, renumiți pentru talentul și curajul cu care brăzdează cerul. Ediția din acest an este dedicată primei femei parașutist din România, Smaranda Brăescu, precum și celebrării celor 110 ani de la înființarea aeroportului Băneasa. Pentru a afla mai multe despre acest eveniment, așteptat de zeci de mii de spectatori, discutăm cu invitații noștri de astăzi. Valentin Iordache, purtător de cuvânt al BIAS și comandorul Vasile Petra de la Statul Major al Forțelor Aeriene Române. Bun venit! Mulțumim pentru invitație. La România Actualități, mulțumim frumos și noi. Ne bucurăm că revine acest spectacol aviatic fabulos după 2 ani de, de, absență. Și am vrea să aflăm detalii din program, puncte de maximă atracție, ce campione aerului vor fi prezenți, ce avioane vor putea fi admirate la sol și pe cer, dar mai întâi Mă gândesc că ar fi bine să începem cu câteva informații importante pentru cei care doresc să, să ajungă la acest eveniment. Trebuie spus că intrarea este liberă. Pe unde și de la ce oră va fi permis accesul? Accesul este uh, liber începând cu ora 8 dimineața zilei mm -hmm. de sâmbătă. Uh, se face prin Romaero, adică prin Bulevardul Aerogării, ca de fiecare dată, pentru că vorbim de a 12-a ediție ABS și a noua care se derulează la Băneasa și Roma Aero. Și uh, spectatorii vor avea la dispoziție uh, cam tot ce le trebuie să se simtă bine o zi întreagă, pentru că vorbim uh, de spectacolul aerian. Uh, începând cu ora 9, chiar vom avea anumite aeronave care vor survola uh, aeroportul Băneasa în deschiderea evenimentului. La ora 10 se deschide oficial evenimentul și vom avea niște momente festive, uh, dar în paralel cu tot ce înseamnă zbor, uh, despre care va uh, vorbi domnul comandor Petrea. Avem și o expoziție și de aviație uh, generală, dar și de echipamente și aeronave militare, un static display, uh, deschis de asemenea pe întreaga durată a zilei uh, de sâmbătă, uh, unde publicul va avea foarte, foarte multe de văzut. Avem și niște standuri uh, ale organizatorilor și aici, uh, bineînțeles că este standul uh, colegilor de la Aeroportul București și standul celor de la Romairo și multe alte standuri și celălalt al și multe alte standuri care fiecare dintre ele va fi o surpriză pentru participanți. Și avem și noi un microfon aici în expoziție statică. O să vă rog să vă apropiați dumneavoastră mai mult de microfon ca să vă audă colegii mai bine, așa și ascultătorii. Să mai lămurim un lucru. Cred că ar trebui să -ți... Punem celor care doresc să ajungă să, să folosească mijloacele de transport în comun, pentru că e greu cu parcarea, nu se asigură parcare și ar trebui să. sau cei care vin cu mașini da. să vină mai din timp. E, nu? e da? greu cu parcarea la băneasa și când nu este bias, da. cu atât mai mult acum când vom avea. Ne așteptăm din nou să avem cam 50.000 de spectatori simultan și peste 100.000 de spectatori pe parcursul întregii zile de sâmbătă. Deci un număr foarte mare de, de spectatori. Dar, cum spuneam puțin mai devreme, vor avea cu ce să-și umple timpul. Chiar dacă, chiar dacă vor vrea să iau o pauză și să nu se mai uite la Viane, ceea ce e greu de, de crezut, Absolut. să mergi acolo să nu te uiți la Viane, dar și atunci, în puținele pauze, vor avea ce face. Și încă un aspect pe care aș dori să-l lămurim, pentru că am tot vorbit despre vremea impredictibilă. Programul de sâmbătă poate suferi modificări cauzate de vreme? Adică aveți stabilit cazii de rezervă duminică? Din start am anunțat cazii de rezervă ziua de duminică. Sperăm hmm. să nu fie nevoie să mutăm totul pentru duminică. În momentul de față suntem pregătiți și 100% să derulăm întreg evenimentul sâmbătă așa cum a fost programat. Dacă vom decide că va fi sâmbătă, bineînțeles că decizia se ia în funcție de mulți factori, dar în special de vreme și de prognoza vremii și de plafonul de nori și de posibile uh, intensificare ale vântului și de multe alte elemente, e bine, dacă vom decide că va fi sâmbătă și totuși vom avea repriză de ploaie, vom derula evenimentul sâmbătă cu unele pauze în care, cum spuneam, spectatorii vor avea ce face. Da. Dacă, într-adevăr, prognoza va fi atât de rea pentru sâmbătă, există ziua de duminică, zi de rezervă și programul va rămâne același aceeași derulare a, și, a, 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 a noi suntem da, și noi suntem pregătiți să, să anunțăm uh, toate modificările care ar putea interveni, uh, mai ales că suntem parteneri media ai acestui eveniment important uh, și acum aș dori să-l întreb pe domnul comandor Vasile Petrea care sunt implicațiile directe ale statului major al forțelor aeriene în această adevărată paradă, acest show atât de așteptat. Bună, din, bună ziua, bună dimineața și ascultători de voastră. Uh, eu reprezint uh, statul major al Forței Aeriene și totodată uh, militarii străini invitați, pentru că invitația la s-a transmis prin cadrul uh, statului major al Forței Aeriene. Uh, implicația noastră este destul de mare. Aș putea să vă spun că în background avem peste 500 de oameni implicați. Uh, vom participa cu aeronave militare din dotarea Forței Aeriene, atât din, uh, în static cât și în uh, display pe lângă forțele aeriene militare române vor mai participa și cei de la Ministerul de Internet cu elicopter în static display și în fly display, ca să nu uităm și de dumnealor. Uh, ca și invitați străini anul, ăsta, anul acesta vom avea din partea forțelor italiene, Vin italienii, da, cu niște... Italienii vin cu un pachet foarte atractiv, cu una, o aeronavă, aeronavă C-27 Spartan, uh -huh. cu evoluție spectaculoasă pentru o aeronavă de gabaritul... Am înțeles că e o aeronavă de transport care poate face și... Este o aeronavă pe de transport și pe, care și, pe care și forțele România o au în dotare, da. uh, dar ei au o echipă specială, DEMO, pentru a putea executa asemenea manevre. navele sunt pregătite special pentru așa ceva. Ale noastre sunt destinate, își păstrează misiunea lor de principală de transport și vom avea și noi C27 în evoluție cu ceva evoluții similare. O să le, vedea, o să le vadă spectatorii de acolo. De la ce oră vor fi asta? Astea vor fi publicate pe parcursul zilei, mm -hmm. mai ales că vremea s-ar putea să ne forțeze să avem un uh, program un pic mai flexibil. Transmitem întâlnirea am... noastră da. în direct și pe Facebook România Actualități unde uh, cei care ne ascultă pot trimite întrebări, am primit uh, și, și mesaje, sunt oameni curioși în legătură cu anumite aspecte din, uh, din acest eveniment. Uh, Show-ul îi atrage foarte mult și pe cei pasionați de fotografia de aviație reprezentată de o micuță comunitate, Romanian Spotters, sunt fotografi de aviație activi în orașele cu aeroporturi care fac lucruri frumoase. În București, de exemplu, compania de aeroporturi le permite să fotografieze în jurul celor două aeroporturi. În străinătate sunt, sunt platforme și locuri amenajate pentru acești pasionați și întrebarea vine de la unul dintre ei, Cristian, care ar dori să știe dacă vă gândiți să le asigurați condiții cât mai bune pentru fotografierea aeronavelor. Dacă ne referim la Bias, da. avem o zonă dedicată spoterilor. Uh -huh. Știm că ei nu vor sta prea mult în acea zonă dedicată deși este o zonă foarte favorabilă pentru ei pentru că le permite să ia imagini foarte bune fără să stea în mulțime și să se împiedice de ceilalți spoteri cu telefonul să spunem, dar le vom asigura totodată celor care s-au acreditat și un tur complet al tuturor aeronavelor care sunt și la sol și vor avea și acces în zona restricționată acolo unde pot să ia și altfel de imagini și mai aproape de axul pistei și uh, în, în anumite locuri unde spectatorii obișnuiți nu ajung. Deci spotterii sunt prietenii noștri pentru că uh, noi îi ajutăm pe ei, iar ei ne dau și uh, nouă Așa fotografii este. foarte frumoase și chiar le organizăm din când în când expoziții în aeroport uh, cu cele mai bune fotografii realizate de ei. Sunteți pregătiți pentru o număr mare de persoane? După această pauză impusă de pandemie... Uh, probabil că vor veni foarte mulți. Acum trei ani erau peste 30.000 de spectatori la un moment dat. Uh, Au fost chiar și peste 30.000 da. 30 de, de spectatori. Suntem pregătiți. Uh, și numai din partea companiei de aeroporturi sunt peste 500 de oameni implicați direct uh, și mai sunt, desigur, uh, colegii de la SMFA pe care i-a menționat domnul colonel, uh, comandor Petra și, de asemenea, mai sunt uh, sute de alți uh, colegi care ne ajută și de la Aeroclubul României și de la Romairo și de la alte entități, astfel încât uh, am asigurat tot ce trebuie pentru public și zone umbrite sau zone de adăpost, dacă vor veni câteva picături de ploaie, le putem considera și așa. Mm -hmm. uh, și, bineînțeles, zona de alimentație publică foarte, foarte dezvoltată, ca de obicei, pentru că, uh, până la urmă, e o, săr o sărbătoare pe care vrem să o petrecem împreună uh, și cu ochii pe cer, dar uh, să ne simțim bine și să rezistăm o zi acolo. Și că la orice sărbătoare va fi și muzică? Uh, am înțeles că va uh, con va fi și muzică, smiley? Uh, va concerta Smiley în, în finalul zilei, mm -hmm. uh, dar uh, asta nu după un spectacol de artificii care urmează celebrei uh, evoluții de încheiere a show-ului. Anul acesta este un pic modificat, evident că nu o să vă spun ce se întâmplă exact, pentru că trebuie să fiți acolo ca să vedeți cât de spectaculoase sunt efectele pirotehnice combinate cu evoluțiile uh, iacărilor acrobați, cu evoluțiile lui Iurgis Cairis. Uh, ca să menționez doar doi dintre, doar două dintre atracții. Este incredibil uh, acest atracții. acrobat lituanian, a primit 70 de ani. Am 70 de ani și are multe, multe evenimente la activ. El a reușit să să naufragieze, să se prăbușească, de fapt, cu avionul în Mediterană și de acolo a postat pe Facebook, m-am prăbușit, aștept să vină să mă salveze, stați liniștiți, nu e nicio problemă. El cântă la show-ul de după show, da? atunci când ne strângem numai noi cei care ne ocupăm de organizare, știe poezie în română, bineînțeles cele mai simple și mai simpatice. Este un spectacol și la sol, nu numai în Toată aer. lumea iubește pe uh, uh, Să nu uităm da. că la capitolul evoluției uh, avem Aeroclubul României care vine cam cu tot ce are. Și când spun tot ce are, spun un număr foarte mare de aeronave în expoziție, dar și Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings și uh, parașutiștii de la Blue Wings. Deci ei vin uh, și uh, fac un show în show. Uh, ceea ce, uh, ce fac ei este și multă acrobație. Uh, o să-l vedem și pe George Rotar directorul aeroclubului care și el este în echipa de acrobație și bineînțeles ei au și niște rezultate extraordinare la concursurile internaționale pe care le menționează mai mult pe pagina lor de Facebook. Sunt puțin cunoscute dar avem campioni și vicecampioni europeni mondial printre colegii noștri de la aeroclub. Revenind la comandorul Vasile Petre um, sunteți pilot pe MiG-21, da. am înțeles este unul dintre avioanele care lipsesc la acest show ce se întâmplă. De fapt, de ce lipsesc anumite avioane? Sau este singurul care de asemenea importanță care lipsește în acest moment? Da, Aveți niște regrete, de... înțeleg, că n-au -au putut fi prezente chiar toate marile atracții. În acest moment mai există un show aviatic undeva în lume care se desfășoară și atrage ba, da, ba, lumea. Da. Din păcate, Aeronava mig 21 se pregătește pentru retragerea carierei. Da și la acest moment a fost desemnată să execute doar misiunile de bază de poliție aeriană. Prin urmare, a rămas să-și facă datoria pe aerodromuri și va executa doar misiunile de poliție aeriană în continuare până spre sfârșitul carierei de Ați făcut cu migul dumneavoastră vreo manevră mai spectaculoasă, evoluție care să... Evoluțiile care sunt în manual, ca să spun așa, am pot să spun că am fost și participant la BIAS din aer în evoluțiile anterioare. Acum am ajuns la sol. Din păcate, aerul Nava Mic 20 și nu va mai trece la BIAS. Um, în schimb, avem F-16-le care însoțește un avion civil Tarom, oh, care da. va fi în cadrul da. spectacolului. Iată că anul ăsta nu mai vin avioanele de la Aeroclub oh. care să însoțească acest avion Tarom, ci vin f 16 de la Statul Major Forțelor Aeriene. Aeronavele F-16 vor efectua diverse manevre, diverse exerciții. Unul dintre ele este cel din soțirea aeronavei Tarom. Totodată vom mai avea și celelalte aeronave din dotarea aeronave, statului major a forței aeriene, elicopterii A330 toată gama, IR-urile 316 IACUR-52, IR-99, Spartanul, așa cum am spus mai devreme. Lansarele? Ce fac? Lancer-le? Da, MiG 21. Aveam? Lancer nu, MiG 29 Lancer nu. Da. nu Bun, a, a întrebat cineva de Lancer, da, este același lucru, MiG 29 a -a... Lancer. Typhoon ul când probabil va decola typhoon va fi senzația acolo. Da, când va decola Eurofighter-ul de la italieni, probabil că va fi Senzație. Și un zgomot infernal. Asta în după, după ora 17, aproximativ. E, e un zgomot pe care foarte mulți îl iubesc. Mm -hmm. da. Și pentru el vin, pentru că altfel un, un show aerian îl poți vedea și la televizor. Dar nu este același lucru, nici pe departe. Dacă nu simți vibrația aerului, dacă nu simți uh, zgomotul și mirosul de cherosen și dacă la efectele pirotehnice nu simți valul de căldură care vine și trece da. prin tine, nu este același lucru. La televizor este frumos, este spectaculos, dar eu invit pe toți cei care pot să vină pe platforma de la Băneasa pentru că vor avea loc și vor avea ce face începând cu ora 17, așadar vom putea vedea evoluțiile italianilor și cei care au răbdare să stea până la ora 20, prin și evoluția F-16. Am Așa înțeles, este. Da. Programul se încheie ca de obicei apoteotic, adică avem F-16, avem iacării acrobați cu numărul lor specific, avem Iurgis Cairis și avem și un Spartan cu flare care vine să închidă de obicei Vorf, să fie ultimul da. zbor. Este un zbor crepus. Adică deja uh, aproape că s-a întunecat și efectele uh, și pirotehnice și vizuale uh, sunt, uh, sunt mult mai puternice. Vor fi și planoare, baloane cu aer cald. Uh... Drone, rachete? Drone nu. Uh, trebuie să menționăm aici, uh, dronele au un regim special și în, uh, în mod expres pe aeroporturi dronele nu sunt primite decât în anumite condiții extrem de stricte. Deci uh, chiar solicităm publicului să nu vină cu drone pentru că deja este o încălcare a legii. Un mesaj de la Gabriel spune Am început să merg la Bias din 2017 Încă de atunci am fost pasionat de sunetul supersonicilor Însă anul acesta sunt puțin dezamăgit Că expoziția statică e mai bogată decât tot ce vom vedea pe cer Într-un fel, a expoziția statică este mai bogată pentru că uh, anul acesta expoziția statică este în trei hangare, plus zona exterioară, spre deosebire de un hangar și o zonă exterioară de static display. În ceea ce privește evoluțiile de pe cer, trebuie să ținem cont că suntem imediat după pandemie. Este o cerere extraordinară de organizare de mitinguri aviatice în lume și uh, am ales această dată pentru că la această dată am putut să avem ceea ce avem acum. Uh, în alte momente, nu am fi avut nici măcar aceste aeronave. Deci este o, a fost un efort extraordinar de a avea pe cer atâtea aeronave câte vor fi, le promit celor care vor veni la Băneasa și Romero că vor avea ce vedea și nu vor fi dezamăgiți. Bineînțeles, și noi n-am fi dorit să avem în anul acesta o trupă gen Frege Tricolori sau Turkey Stars, care au mai fost în trecut, dar, dar există și anul viitor și dacă reușim să-i contactăm din timp, mm -hmm. vom reuși să-i și avem. Să nu uităm că intrarea este gratuită, dar vă gândiți pe viitor să organizați organizați un meeting ca în alte țări cu bilet plătit, care ar duce la posibilitatea aducerii ca invitația marilor echipe de acrobație aviatică, așa cum spuneați, frece tricolorii, Turkish Stars, Baltic Bees, Red Arrows, Blue Angels. Sunt pasionați da, de aviație. Sunt care care multe, multe echipe care, care ar putea veni. Da. Uh, nu sunt foarte ușor de contactat și de convins. Da. Uh -huh. Nu este neapărat un aspect financiar. Adică nu banii contează aici, uh, ci um, persoasiunea noastră pe, pe lângă, pe lângă ei și mai ales a colegilor de la SMFA, pentru că ei sunt de regulă echipe militare. Trebuie să menționăm faptul că cei de la Blue Angels, Raider sau alte echipe mari au programul deja stabilit de pe următorii 2-3 ani, ani de zile. Deci, oricum, un, un show ca acesta se pregătește cu mult timp înainte. Bănuiesc că imediat după ce se termină această ediție, începe să pregătiți. Pe cea de, anul viitor. Ca de da. obicei, Am avut cei doi ani de pandemie în care am avut pregătiri, am, am pornit evenimentul și am fost nevoiți să-l oprim. În ceea ce privește întrebarea anterioară, dacă ne pregătim să-l facem pe bani sau nu, motivul pentru care am organizat acest show aerian a fost în special să atragem publicul, publicul tânăr către aviație. Către o carieră militară în aviație, ori către o carieră civilă. Sunt în aviație. unii care vin pentru prima oară, Gabriela spune, abia aștept vom fi împreună cu uh, băiat, băiatul nostru care adoră avioanele și vrea să meargă și la muzeul aviației. Uh, nu știu când va fi cel mai spectaculos pentru un copil de 5 ani, pentru că nu putem sta toată ziua, poate putem primi o recomandare de la invitați uh, Spectaculos este toată ziua. Într-adevăr, avem un program uh, matinal în care evoluează și Forțele Aeriene Române, și Aeroclubul României, și Iorghis Skyris către prânz. Uh, și uh, momentul cel mai spectaculos întotdeauna a fost cel de final, adică ultima oră de spectacol. Așa se organizează în general. Ultima oră de spectacol aceasta înseamnă undeva după ora 16. 18, 18.30 mm -hmm. până către ora 20 când sunt ultimele evoluții, pentru că soarele apune către 19.50 dacă țin eu bine minte. Și atunci, fiind momentul de crepuscul, atunci sunt acele efecte spectaculoase. Dar este de văzut și expoziția. Nu întotdeauna ai șansa să vezi de aproape un avion militar sau un avion civil, sau avioane ușoare și ultra ușoare. Cei care sunt interesați pot vedea și avioane care sunt în vânzare și pot să-și cumpere avion. Tot mai mulți sunt interesați de a avea un avion propriu, fie Așa este. că este ușor sau ultra-ușor. Și aici au ocazia să vadă, să vadă și astfel de avion. Anul, anul acesta vom avea și simulatoare de zbor din standul Forțelor Aeriene. Va fi în hangar și Foarte poate interesant, fi vizitat și Testat chiar. Da. Și pentru cei care se întreabă ce se va întâmpla cu iacării acrobați, fără regretatul Dan Ștefonescu. E bine, locul va fi luat de fiul său în principiu, da, Dan dar lăsăm, lăsăm surpriza pentru, pentru Cred că ar fi cel mai frumos. Omagiu. Este un omagiu și am discutat, am discutat cu iacării, sunt încă, evident, sub, sub influența momentului nefast în care și-au pierdut colegul și prietenul, da. și noi am fost șocați de pierderea lui Dan. Dar a fost, a fost aici, la viața trebuie să meargă înainte. Și ne-a povestit multe lucruri grozave, extraordinare și sunt foarte mulți care l-au admirat și l-au avut ca mentor. Um... Mulțumim frumos. Pe final, dacă doriți să adresați o invitație sau câteva cuvinte ca să vină lumea la, la acest da, spectacol este, este un show deosebit. Ne-a lipsit publicul timp de doi ani. Noi am lipsit publicului în acești doi ani de pandemie. Veniți! veniți la Băneasa, veniți din timp, alegeți-vă locurile și bucurați-vă de spectacolul care va dura, iată, aproape, aproape toată ziua, practic, de la ora 10 până la ora 20, chiar 21 și, bineînțeles, spectacolul final, concertul final al lui, al lui Smiley Ismaili, care uh, chiar uh, s-a arătat foarte încântat de, și în de participare. Și Scairis care va cânta uh, Andri Popa din nou, probabil. Cairis uh, va cânta ori Andrei Popa, ori, evident, hitul uh, care îi place lui cel mai mult, Aviația de senzația. Așa să fie. Și să fie vreme bună, sperăm. Ținem legătura pentru a vedea cum se va întâmpla... Desigur, este treabă. foarte important să putem informa publicul dacă apar modificări. Mulțumim frumos pentru toată povestea de astăzi și întâlnirea noastră. Succes în organizarea acestor show-uri. Bias 2022, sâmbătă, așadar, la Romairo, Băneasa, a fost alături de noi. Valentin Iordache, purtător de cuvânt Bias și colonelul Vasile Petrea, comandor Vasile Petrea de la statul major al forțelor aeriene, în direct la Radio România Actualitate.